responsabilitatea este imensă pentru că așteptările pacientelor și ale femeilor care ne calcă pragul sunt foarte mari și încercăm să venim în întâmpinarea lor punând în la bătaie toate cunoștințele și tot ce înseamnă pricepere și artă în această meserie. Standardele frumusețe la nivelul anilor 2000 și sunt poate mai pretențioase, pentru că trăim într-o epocă revoluționară a tehnologiei. Imediat ești catalogat după față, după cum arăți, după cum te îmbraci. Care sunt cele mai solicitate operații estetice la ora actuală? Remodelarea sânilor, în primul rând. Și când vorbesc de remodelare, spun și despre implanturile mamare, dar și despre ridicarea de sâni. Rinoplastia, care este pe undeva cam aproape de remodelarea sânilor ca și număr de prezentări, ca și frecvență. Liposucția, lipoaspirația. În general, dacă sunt operații mai mari, cum sunt cele pe care le-am spus mai devreme, recuperarea chirurgicală durează cam 2 săptămâni. Intervenții mai mici, cum ar fi pleoapele, blefaroplastia sau urechile, otoplastia sau, eu știu, o lipoaspirație mai doar la abdominală sau așa, durează mai puțin, între 1 și 2 săptămâni. Cum trebuie să se pregătească pacientul pentru intervenție? În primul rând trebuie să fie foarte bine pregătit psihic. El trebuie să știe că își dorește această intervenție. Sigur, e foarte bine să fie informat, să fie hotărât. Contează extraordinar de mult psihicul pacientului în momentul în care intră în sala de operație pentru o intervenție estetică. Eu, cel puțin, îi rog pe pacient să gândească foarte bine dacă au nevoie de această intervenție, dacă își doresc această intervenție, pentru că teama există. Contează extraordinar de mult consilierea preoperatorie a pacientului. Este important ca pacientul să fie realist, să aibă niște așteptări corecte. Când chirurgia estetică devine periculoasă? Ea devine periculoasă în momentul în care sunt paciente, de exemplu, care nu realizează că toți îmbătrânim. La un moment dat, efectele chirurgiei estetice sunt depășite de procesul de îmbătrânire. Care sunt ultimele noutăți din medicină estetică? Ce mai fac doamnele? Își fac tot felul de intervenții care s-au inventat, ca să zic așa. Mărire de pomeți, mărire de mandibulă, implanturi fesiere care se știe despre ele, dar sunt mai rare în România, implanturi de gambă, lipoaspirații în zone mai puțin cerute, de exemplu la gambă sau la spate, toracele posterior, și atunci noi ne pliem pe dorința lor, dar și constatăm că au sau nu au nevoie.